regăsit la un nou vlog! Și astăzi, că eu am terminat, nu mă laud, eu am terminat toată colecția Stickies, o să facem un challenge și cu plastelina! Stickies că... challenge! Da, și astăzi suntem cu un prieten pe nume Rocky! Sper să vă placă joculețul nostru! În ce constă joculețul nostru? Ia zile copilași! Trebuie să... facem toate stickies-urile din plastelină. Da, și trebuie să ne modelăm. Să le modelăm, luăm fiecare stickies în parte și o să-l facem. Da. Și pe tati o să-l punem să ne spună la cine a ieșit mai frumos stickies-ul. Da, la sfârșit. Sau la Tani, la sfârșit de tot o să-l chemăm pe tati și el o să indice care dintre stickies-uri. Da. Ce ziceți? V-a plăcut? Da. Ideea noastră. Tati cu Rocky va alege. Exact. Dacă v-a plăcut ideea noastră, nu uitați să dați like, să vă abonați și pe clopoțel. Chiar acum. Da. Să începem jocul. Ce zici, Tani? Da. Haideți, eu o să închid ecranul și o să fim pregătiți. 1, 2, 3 și... Da. Ok. Acum primul stickies este... Stickies-urile. Nu facem reclamă. Da, asta să specificăm. Nu facem reclamă. Așa, mai întâi începem cu periuța. Dacă voi n-aveți stickies-urile care eu le-am dublur, adică ursulețul, puteți. Și dacă mă cunoașteți, putem să ne întâlnim și să vă dau. Și sunteți din Reșița, bineînțeles. Noi da. Suntem din Reșița. Și din Ciortea, dacă sunteți. Uite, avem periuța. O să punem în față. Deci, primul nostru stickies este periuța. Și o să-l periuța. Punem pe Rocky, chiar aici, sus, să nu ne încurce. Pe cronometru, Tania. Avem câte minute la dispoziție să facem? Avem 10 minute! 10 minute să modelăm stickies-ul. Și mai avem și, dacă se consumă galben și albastru, mai avem și pliculețe din acestea. Tot. Eu zic, Tania... Da, să aducă mami cronometru. Aducem mami cronometru. 1, 2, 3 și... cronometrul! Și cronometru, 10 minute, Tania, da? Da, trebuie să ne alegem unde e stickies-ul? Mami! Oțomană de periuță! Ok, mai întâi să ne alegem culorile verde, da. Amândouă și cu alb. Verde și cu alb. Culorile și cu acestea... negru. Și cu negru pentru ochișori. Ok, așa, acestea le dăm la o parte, pentru că nu ne trebuie. Da, sunt aici. Și să începem! Să începem joculețul. În 5, 4, 3, 2, 1 și... Start! Poftim, mami. Mulțumesc. Da, da, știu. Sperăm că ne va ieși ceva frumos. Da. Și distractiv. Da. Eu cred că mami să câștige. Nu știu, vedem de ce. Zici și tu faci foarte frumos. Da, mami, dar uite-te cum fac. Uite, eu mami să câștige. Mami era atentă aici și n-a observat ce și am păcălit-o puțin. Mami, dar aproape-i terminat. Nu. Ia uiteți cum se aude. Auziți? Au trecut 52 de secunde. Puțin. Și ca dimensiune trebuie să fie destul de real, nu? Da. Am înțeles. Așa putem să facem și așa. Este bine.
faci cât pe față. Așa. Uite, uite și mie, și mie până acum. Puteți să ne scrieți și voi în comentariile de la Facebook. Cine se descurcă mai bine? Mami. Sau Toni. Fia, copilul. Sau dacă ești cu tatăl sau cu toată familia. Sau dacă aveți vreun frate sau sor mai mare. Wow. Ce mare este. Au trecut 2 minute deja. Aproape am terminat. Aproape ai terminat. Uitați stichisul meu. Bineînțeles, dacă termină mai repede, oprim cronometru. Da, uitați. Așa arată al meu. Să dați cine a făcut cel mai frumos. În fiecare rundă. O să vă punem pozele când terminăm. Da, o să facem poze și o să punem și poze și pe Instagram. Da. Instagramul nostru chiar aici în descriere și acum apare pe ecran. Bum! Da. Avem noi magie noi. Avem magie. A, ce fain arată până acum. E super! Ia uitați. Cu ochi. Și foarte frumos. Nu faci asta, nu. Tati, nu te uita! Nu trișa! Tati, nu trișa, la final tu spui care este mai frumos. Da, atunci pot să trișez. Nu glumesc. Glumesc, Tati! Așa. Amestecăm, facem un verde mai deschis. Eu zic că am terminat. Atât, mă opresc aici. Da. Da? Da. Acum mai sunt 4 minute, nu trebuie să te grăbești, mai ai timp suficient. Nu mă grăbesc deloc. Aici amestecăm alb cu verde și facem un verde mai deschis, avem la diferite stichisuri. Eu am terminat, este foarte amuzant. Mai am de făcut ceva, am uitat. Să nu uitați că trebuie să vă spălați pe dinți. Da. Că eu nu m-am spălat pe dinți și am care. Cel puțin. Ce amuzant ești! Seara, înainte de culcare, deși ideal ar fi și dimineața și seara. Și dacă se poate și la prânz. Dar seara nu e așa cel mai important. Nu e așa corect. Corect este, după mâncare, să... Te speli pe dințișori. I-am terminat. Și am terminat, Tania. Haideți să le arătăm copiilor. Acesta este al meu. Deci... Nu cred că se vede mai în sus. Așa. Vedeți ce amuzant e? Vedeți? Și acesta este al meu. Al mami este așa. Ok. Îl chemăm pe tati și el. În 7 minute am reușit să ne punem stop. Tati! Haide să alegi ce sticky se mai frumos! O să-l punem aici și aici. Tata nu o să știe ale al cui îi este. Tati, te rugăm numai să ne spui. Al cui sticky se este mai frumos. Atâta tot. Ce zici, tati? Deci toate detaliile. Ții cont de toate detaliile. Mărime... Acum vine tati. Mai vine tati, da. Și tati ne va spune. Care este mai frumos? Care dintre ele? Primul sau al doilea? Să arătăm copilașilor. Stați așa. Să aflăm din apropiere. Tati, studiază, de zori. Haide, tati. Care? Primul. Acesta sau acesta? Acesta. Acesta? Acesta este mai frumos. Deci, se pare că runda aceasta, mami a câștigat. Voi ce părere aveți? Vă punem poze și neapărat să votați și voi. Deci, Periuța este câștigată de mami. Într-adevăr, ea a făcut mai frumos pentru că am făcut mai... Mie îmi place și... Mie îmi plac ambele. Mie îmi plac ambele. Și mie la fel. Ia stați.
Rocky, tu ce zici? Al cui e mai frumos? Tot ce ales tatăl tău. Al mami. Bravo, mulțumesc, Rocky. Mulțumesc, m-am străduit. Bine, începem. Uite ce facem lui Rocky. Începe runda numărul 2, cel de-al doilea Stickies. Revenim imediat. Acum alegem Stickies-ul. Stickies-ul numărul 2. Avem aici așa WC-ul. Uitați-l, WC-ul nostru. Da, este chiar WC-ul. Să începem. Să ne alegem culorile. Mov și albastru și alb și negru. Și negru. Aceste culori le folosim. Ia uitați, vreți să vă arăt ceva? 1, 2, 3 și... La orice o să ne trebuiască negru și alb. Pentru că au ochi. Două. Bine. 1, tot 10 minute. Da. 2, 5, 4, 3, 2, 1, start! Chestii cu copilași. Ia uitați, ce-a dus mama! N-am găsit ustensile de plastilină, deși aveam o grămadă. Dar improvizăm, ne descurcăm, nu te-am da. Să facem diferite detalii. Ai terminat? Ți-l pe al meu, am pășesc. Foarte frumos, Tania. Ia, pune-l aici așa, să văd copilașii. Hai de mai stai. Super frumos, al tău e mai vesel. Îmi place. Ok, hai să vedem. Tata! Haide! Da!
Haide, tata, să ne spui care este mai frumos. Nu știm, nu trișăm. Care este mai frumos? Fără supărare, Tania, da? Cum zicem noi la fiecare cineș? Fără supărare. Unu, doi. Fiecare detaliu, tati, contează. Mărime, guriță făcută, tot contează. Care este mai frumos? Acesta sau acesta? Unu sau doi? Doi. Doi. Acesta tot e? Mami a câștigat! Tot mami a câștigat! Nu uita că ne inversăm! Eu râd de tată. Așteptăm și comentariile voastre. Mai original e acesta. Care e mai original? Acesta. Ți-am zis, tati, ții cont de toate detaliile. Acesta e mai original. Deci, de punctez dacă nu are toate detaliile originalului. Care este? Deci, te răzgândești? Nu. Eu zic că nu e corect. Acesta. Acela este. Ok, punem poze și revenim. Dacă noi le inversăm. Cu stichisul numărul 3, imediat. Așa, treia rundă. Treia rundă ce până... este? Ha, 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 ha. I-ați dat seama, vă arăt un mic detaliu. Să vedem, sunt curioasă și eu. Aveți colecția stichis. Ia să vă arăt căsuța, să vedeți care lipsește. Probabil voi a zis că rața. Ha, ha, ha! Care lipsește? Ați ghicit becul! Bravo vouă! Aveți intuiție bună! Da, ia să vedem cum arată beculețul nostru. Wow. Deci ne va trebui culoarea albastru deschis, galben și negru. Și mai avem ceva pe aici? Detalii? Ia uitați cum arată. Stai. Era copilașilor în apropiere. Da. Albastru deschis. Pentru a obține albastru deschis, amestecăm albastru închis cu alb și vom obține un albastru mai deschis. Dacă n-aveți toate culorile la îndemână. Da, puteți să fiți creativi ca noi. Îl chemăm pe tati. Tati!
Haide! Să ne spui ce stickies e mai frumos. Da. Haide! Haide, tati! Haide, tati! Care este mai frumos? Trebuie să recunoaștem că amândouă sunt foarte frumoase, nu, tati? Da. Care este mai frumos, tati? Tati este foarte greu să aleagă, nu știe. Acesta. Da, yeah! Într-adevăr, acela este mai frumos. Stichisul lui Tani este mai frumos decât al lui mami. Bravo, și culoarea. Mami. Și culoarea a făcut-o mai potrivită. Albastru. Da. Dulu, fotoliul. Fotoliul. Ne trebuie roșu, roșu, alb și un picuț de negru. Să începem, Tania. Da. Cronometru este pregătit. Apăsăm în 5, 4, 3, 2, 1. Stichisurile noastre sunt foarte micuțe și noi ne-am hotărât să le facem la dimensiunea asta și să facem toate detaliile, durează foarte mult. Și atunci am zis că suntem, ne oprim, obosiți, suntem foarte ora... aproape ora 10 seara. Da. Și atunci ne-am hotărât să facem până la stichisul numărul 6. Mai
Să vedem dacă Tania mă egalează sau câștig eu. Și dacă vă place acest tip de filmuleț, joculeț, dați-ne like, subscribe. Avem nevoie de mulți subscriberi. Și pe clopoțele și vom reveni și cu partea a doua și partea a treia. Dacă vedem că ne puneți multe like-uri, noi atunci înțelegem că vi-a plăcut joculețul nostru. Și cu stichisuri. Și vă încurajez și eu vă țin pumnii ca să terminați toată colecția. Da, să terminați toată colecția și apoi cu plastelină puteți să vă jucați cu frățiorii, surioarele, tăticii, mămicile. Dar nu mai mici, pentru că... De ce nu? Poate să te bagi în gură. Și acum începem challenge-ul nostru, pornim... Eu n-am frate sau soră și de-aia fac cu mama. Cu mami, și cu tati. Și cu tati, tati. Sunt ați văzut? Singură. Da, hai pe noi. Poate ne va da Dumnezeu și nouă mai și încă un copilaj. Și de să schimb Pampers. Dar... De doar treaba mică, treaba mare, schimbă mama. Da? Da. Să revenim la joculețul nostru și dăm drumul la cronometru. Tania, ești pregătit? Avem albastru, galben și... Atât! Și atâta. Un pic de alb, un pic de negru, foarte simplu. În 1, 2, 3, start, da. Tania! Hai să ne apucăm. Uite, avem aici așa scoase. Da. Dau și ție. Ne ajunge oare? Nu ne ajunge. Hai să vedem ce mai avem folosite de la sticky. Eu zic să luăm asta. Nu are rost să începem, Tania. Bine. Ia de aici direct. Eu folosesc aceasta. Folosesc aceasta. Tania, după cum vedeți, s-a și schimbat. Din rochița ei frumoasă. Da, m-am schimbat. S-a schimbat. Durează foarte mult. Ați văzut, noi am pus 10 minute la fiecare stichis, dar foarte mult durează. Deci a trecut deja o oră, poate mai mult de o oră, până am recreat toate stichisurile acelea. O să vă punem poze la finală cu toate. Dar mai să recreăm și noi. Da, cred că ne-am aventurat la început prea mult. Am crezut că o să le reușim să le facem, dar nu. Nu o să reușim. Așa că ne oprim la 6. Poate Tania are șanse să câștige și runda aceasta. Așa. Wow, 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 și revenim cu lanterna noastră. Făcută. Făcută, gata. 1, 2, 3. Și... Am terminat stichisurile. Acum o să-l chemăm pe tati. Să-l chemăm pe tati. Nu le mai muta. Inversate să fie. Tati! Vino! Runda finală, tata, pentru ziua de astăzi. Sperăm că vom mai face. Haide, tati! Te așteptăm! Să vedem, să vedem, să vedem. Runda decisivă, tati, tati, pe care? Tati face așa. Acesta. Bravo, Tania! Într-adevăr, al tău este mai frumos ca al meu. Deci, acest challenge se termină la egalitate. Așa că vedeți cum face să ne dați multe like-uri, să revenim și cu partea a doua și cu partea a treia. Revenim cu partea a doua și dacă v-a plăcut acest vlog, nu uitați să abonați, să dați like și pe clopoțel. Pa, pa!